Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Freshful. Bună seara, bun găsit! Bine ați revenit la Cină, emisiunea în care șefa Adică Dean gătește și eu, Ionela Năstase, mă gătesc pentru a-i primi cum se cuvine pe oaspeți la masă și pentru a le servi la cină mai multe întrebări cu gust. Invitatul nostru din această seară este medic-psihiatru. Dr. Gabriel Diaconu ne este oaspete la cină. Ce avem la masă? E vrăbioară, dar e vacă. Un pic de confuzie, n-au omorât pe nimeni. Știi? Deci cum? Vrăbioară de evac. Bun, și deci nici măcar nu e evac, e vițel. Și e foarte mare diferență între vițel și vită, de exemplu. Păi ne poți explica, nu? Da, imediat când zic rețeta cu adică exact mea. Acum, te rog. Da, mă scuzați. Doamnelor, domnilor, încă o dată bună seara și de bună seamă rețeta cea simplă. De la început vă spun că vițelul nu-i totuna cu vita. Și acum, cu siguranță, mă refer la carne, nu la animal. Sigur, carnea provine de la animal, dar, mă rog, e un detaliu în acest moment. Alt detaliu e că vita, de exemplu, are gust, are o anumită textură, are profunzime. Vițelul de lapte, pe de altă parte, nu are aceste lucruri, în schimb, are frăgezime și îți oferă ca un fel de pânză albă cu care poți să te joci cum vrei tu și să pictezi ce fel de gust îți place ție pe ea. În cazul ăsta, sare, piper, niște unt, un pic de usturoi. Și pe lângă o salată foarte simplă din niște roșioare colorate, ceva frunze, lăstari cum ar veni, dovlecel la tigaie, sparanghel tot la tigaie și asta e tot. Hai să facem! Dr. Gabriel Diaconu este cu noi la cină. Bine ai venit! Bună seara! Mulțumim foarte mult pentru prezență. Un medic atât de ocupat ca tine și tată de 3 copii are vreme de cină relaxată în ultima perioadă? 3-4 zile pe săptămână, încă da. Încă da? Încă da. Ce înseamnă o cină relaxată? În jur de 6-7, fiecare țipă, urlă și aruncă cu mâncarea unul într-altul, dar stăm și povestim de ce s-a întâmplat peste zi. Gătești vreodată? O, da. De obicei în weekend. Ce mâncare faci? Place. Depinde, în weekend, o zi de weekend este a mea, eu gătesc micul dejun și o zi de weekend este masa de prânz. Îmi place să gătesc carne, îmi place să gătesc legume, îmi place să gătesc orez, îmi place să gătesc italian. Te rog! Mersi! Pentru început, o întrebare tare simplă. Când, unde și cum a început aventura ta pe acest pământ? Păi m-am născut la București, acum 42 de ani. Aparent la maternitatea Caritas, care între timp a fost demolată. Părinții mei erau amândoi cercetători, tatăl meu era speolog, mama mea era tânăr meteorolog, proaspăt repartizată, cum făceau comuniștii la Institutul Meteo. Iar de la 4 luni încolo am fost trimis, părinții mei m-au trimis în Ardeal, la părinții mamei mele, unde am petrecut o bună parte din copilărie. Practic acolo e locul care eu mă identific cel mai mult, lângă Făgăraș, unde am crescut. Cum erau anii copilăriei? Am o copilărie de povestit mai ceva ca Ion Creangă, pentru că în anii respectivi, în Ardeal, să zicem, lucrurile mergeau încă foarte bine, în comparație cu restul țării. Erau anii 80, care sunt ani negri pentru comunism, dar oamenii acolo lucrau pământul, mâncarea nu era o problemă, mândria, demnitatea oamenilor era încă în picioare, biserica încă însemna ceva și atunci eu nu am simțit neapărat, cât mai degrabă, dacă era să fie un frison, îndeosebi avea
de-a face cu procesul de colectivizare. Bunicul meu fusese poștaș, fratele lui era brigadierul CAP din sat, dacă poți să imaginezi. Și ei nu-și vorbiseră de când fusese făcută colectivizarea, plecând de la realitatea că fratele bunicului meu îi luase din curte iapa. Din care pricina, ei în toți anii de comunism, deși se vedeau în fiecare duminică la biserică, nu se salutau, deși stăteau în aceeași strană, știi că ne-ar da ordine socială foarte strictă. Prima dată când și-au vorbit a fost în 1990 ianuarie. Și cam așa arată realitatea. Oamenii se uitau așa cu o distanță destul de ostilă la tot ceea ce însemna procesul colectiv de muncă. Se chemau oamenii la clacă uneori când și când am participat. Cu bunica mea la clacă n-aveai voie să nu te duci, primeai amendă dacă nu te duceai. Dar altfel, în interiorul curților și al caselor, care aveau pereții destul de groși, viața mergea înainte. Aveam, bine ascunse, în sertar poze de ale bunicului meu cu regele Mihail, fusese în garda regelui. Aveam un mic cult monarhist ăsta, obscur, absolut secret, într-un sertar. Erau monezi vechi, știi că era o infracțiune să ai bani vechi în comunism, dar bunicul meu îi ținea, ca și legătura lui cu regele, la care ținea foarte mult, dar totul se petrecea în tăcere. Erai genul de copil cu minte, studios, cu note mari la școală? Am adus foarte departe. Am devenit, dar nu eram genul de copil cu minte, niciodată n-am fost. Am fost foarte, să zicem, rebel, n-am să zic năzdrăvan, dar eram destul de îndărătnic. Prima mea poreclă pe care mi-a pus-o un unghi de-al meu era Roșcovanu, pentru că eram cât se poate de rumen de la aerul de munte. Și de bună seamă, când eram copil, verii mei fiind mai mari, tot timpul eram ăla mai mic printre ei și crescând, a trebuit să le fac față. Băieții de la țară pot să fie foarte cruzi, foarte fizici. Spune-mi o boacănă pe care ai făcut-o în copilărie, ceva, o trăznaie pe care n-au știut-o niciodată părinții tăi. Pot să-ți spun o boacănă pe care am făcut-o și care a rămas de pomină în istoria familiei mele. Sunt două, de fapt. Noi în Ardeal avem șuri care sunt, cel puțin în zona respectivă, destul de specializate. Există șura pentru fân și există șura pentru paie. Dar la noi erau două șuri pentru paie, pentru că erau două feluri de paie pe care le adunam pentru animale. Și una dintre marile noastre plăceri când eram copii era să ne cățărăm pe grinzile șurii. Nu ți poți imagineze cam cât acolo de sus ne cățăram cu frânghii, pentru că începuseră să vină în sat filme cu arte marțiale la Căminul Cultural în anii 80 și noi vedeam trăznăile astea și căutam să replicăm. Imaginează-ți că erau două role de film și trebuia schimbată rola, dar era o magie că vedeam cinematograf la noi în sat în anii 80. Și drept urmare, după aia ne împleteam tot felul de cor și ne cățăram pe sforile alea împletite pe grinzi. Și apoi de pe grinzi făceam ca ninja și ne aruncam în paie. Eu eram destul de mic, din care pricină vărmiu mai mare a avut ideea asta să mă lege cu o funie de brâu pe post de, nu știu, centură. Ideea este că m-a legat prea scurt și a legat funia de grindă și când m-am aruncat am rămas pânzurat în frânghie, n-am atins paiele. Eu am țipat din toți rărunchii, verii mei s-au speriat, au fugit ca potârnichii, le-au anunțat. Au venit părinți, evident, șocați, eu atârnam de frânghia respectivă și atunci s-au speriat, au zis să ducem la doctor și aparent, eu nu mi-aduc aminte, eu aș început să țip și mai tare că eu nu vreau la doctor. Ce vârstă aveai? Nu cred că aveam mai mult de 3 ani jumătate. Nu, eram foarte mic. E, și la un pic de timp după chestiunea asta e o altă poveste, o altă boacănă. Ți-am zis că era o lume foarte fizică. Nu cred că trecea zi să nu mă bat cu cineva sau să nu există o altercație între noi ca băieți. Era o lume, ți-am zis, crudă, dar frumoasă. Adică acum ne băteam, 10 minute mai târziu stăteam și împărțeam tot ce aveam, că era mâncare sau dulciuri sau ce știu eu. Acum copiii se bat pe internet. Posibil că lumea aia în care am crescut eu e dispărută pe veci. Dar e mai sănătoasă? N-aș îndrăzni astăzi să pun eu un diagnostic lumii alea. Era o lume firească. Și într-o bună dimineață am ieșit, voiam să mă joc cu niște vecini. Vecinii respectivi au râs de mine, ei se jucau cu niște bețe și m-au altoit cu o vargă de salce. N-am să uit niciodată că era proaspătă, crudă și foarte mult m-au usturat. În care pricină mi-am smuls bățul și am început să dau și eu în ei și după care ei mi l-au smuls din nou și au început să râdă de mine și să dea în mine. Iar eu am fugit, m-am simțit foarte umilit și m-am dus în curte. Bunicul meu ținea un toporaș de bostan cu care tăia bostan pentru porci și am luat toporul și am dus să-i omor. Cam ăsta era firescul lumii alea. De ce a rămas povestea asta în amintirea familiei și o amintire foarte faină pentru mine? Pentru că bunicul meu, care fusese militar, a văzut, îți dai seama, intră nepotătul care e cât o ghindă în curte și ia un topor și fuge cu el. Dar nu m-a oprit și a venit în spatele meu și eu eram super înverșunat că mă duc la gemeni, că erau frați gemeni, să mă răzbun și el stătea la vreo 50 de metri și eu în mintea mea de copil, îți dai seama că m-am înfoiat și mai tare, că mă sprijină bunicul meu, că mă sprijină tata.
Și când am ajuns acolo, am ezitat un pic, pentru că era portița uliții și eu mi-am dat seama pe drum, că era un drum totuși lung până acolo. Ca să zic așa, furia mea sângeroasă se mai topise până la casă la ei. Și după aia m-am gândit că, zice, eram îndoctrinat totuși să fiu politicos, să bat la ușă. Eu stăteam cu toporul în mână, să bat la ușă, să nu bat la ușă. Până la urmă am intrat și am dat de bunică sa gemenilor, și care era o tătăișă asta tipic ardelenească, în porci, așa, și foarte, foarte cu minte. Și care, cum a văzut, doar mă știa. Cum a văzut, mi-a zis, dar nu vrei să intri, că am făcut plăcintă. Femeia o fi văzut că eu aveam un topor în mână, s-o fi gândit. În orice caz am lăsat toporul și în loc să mă duc să-i omor pe gemen, m-am dus cu plăcintă în cameră și ne-am păcat. Ăsta era firescul lumii. Și de bună seamă, la momentul la care am venit la București, lumea aia din nou a dispărut. Pentru că Bucureștiul nu avea regulile astea. Bucureștiul anilor 80, prin comparație cu ce am trăit eu, 86-87, era un oraș fantomă, era extrem de rece și ostil și prăfuit și absolut deplorabil. Ăsta e Bucureștiul de care mi-aduc eu aminte când am venit aici. De ce ai ales medicina și mai cu seamă de ce ai ales psihiatria? Măi, eu n-am ales medicina. Eu îmi doream și mi-aduc aminte că l-am văzut pe Cristian Tudor Popescu în 1994 la noi la liceu la Caragiale, abia intrasem și el a venit să țină o cuvântare despre libertate și despre tot ceea ce înseamnă libertatea cuvântului și a expresiei. Pe mine chestia asta m-a transfigurat, din care pricină tot ce am făcut după aia. În 96 am publicat primul meu articol, aveam 16 ani, în Curierul Național. Veniseră Răzvan Bărbulescu și Ralu Filip, răposatul Ralu Filip, și ne-au dat ocazia asta la liceu, la noi. Și asta îmi doream să devin, jurnalist. Asta a fost prima mea idee și a rămas ultima mea dragoste. Și când m-am dus la părinții mei, ți-am zis, oameni de știință, oameni cu doctorate, oameni de știință exacte, să le zic că vreau să fac presă, au fost super, super dezamăgiți. Dar asta nu e de mintea ta, orice om poate să zgârie o hârtie, am citat din taică mea. Și a zis, ia-ți 2 săptămâni și gândește-te ce vrei să faci cu viața ta. Ceea ce am și făcut. Și se întâmplă că în aceeași perioadă un prieten de-al meu a fost părăsit de prietenă și în spatele blocului și-a luat o sticlă de vodcă și s-a îmbătat. Ăștia erau anii 90. M-a sunat absolut descurajat să-mi spună că viața nu mai are sens și să vin, că el se omoară și în orice caz. M-am dus și împreună cu el, am făcut liceul Caragiale aici în centru, și împreună cu el am venit la un alt prieten de-al nostru care avea un demisol într-o vilă de pe o stradă aproape de Dorobanți. Și acolo am stat toată ziua și am grijit la necăjitul ăsta care se intoxicase cu alcool. Și se întâmplă că prietenul ăsta, unde l-am dus pe sărmanul descurajat în dragoste, dădea la medicină. Drept urmare, când m-au întrebat ai mei 2 săptămâni mai târziu, bun, te-ai mai gândit? Asta e ce mi-a ieșit pe gură. Și asta a fost. N-am dat la medicină nici din vocație, nici din vreo chemare de asta apostolică să vindec oamenii de bube și de noroi. Dar când am intrat, foarte repede lucrurile au căpătat un alt fel de sens pentru mine. Dar nici atunci nu pot să zic că intenția era să devin psihiatru. Intenția, vreme de câțiva ani, a fost să devin chirurg, așa vrea toată lumea să devină chirurg. Dar în același timp au fost alte motive de viață, destul de private, pentru care n-a mai avut sens chestiunea asta. Eu a trebuit, într-un fel sau altul, să plec de acasă. Viața mea a ajuns într-un loc destul de întunecat pentru o perioadă. Și din locul ăla întunecat, următorul pas pe care l-am făcut, intram în anul 4 la medicină, și am nimerit o pacientă foarte ciudată care urma să facă o procedură invazivă a doua zi și cu care mi-a plăcut să stau de vorbă. Nimeni nu mai stătea cu ea de vorbă pentru că era deja etichetată ca fiind un caz imposibil și se suspicionau cele mai grave diagnostice făcuse nici mai mult, nici mai puțin decât 18 laparoscopii exploratorii. O laparoscopie exploratorie este când ți se taie niște mici găurele în abdomen și apoi... Mulțumesc! Și apoi ți se bagă o cameră video. Ea avea sângerări periodice de cauză necunoscută și medicii nu știau de unde și ce și cum. Și eu n-aveam treabă. Și am descoperit-o pe femeia asta și mă duceam să stau cu ea de vorbă. Și treptat am ieșit din tot ceea ce însemna interviu medical, anamneză, ce știu. Și am început să vorbim de viață, de cât în sus, cât în jos. Și astăzi să zicem că era luni și a urmat să facă vineri la paroscopia cu pricina și trebuia să-i facă și o biopsie. O suspectau de o vasculită, o boală destul de urâtă, autoimună. Dar femeia mi-a zis mie joi un lucru care m-a pus pe gând. Că îndeoseb când o supără băiatul, îi curge sânge. Și treaba asta mie mi-a dat de gândit și eu uneori pot să fiu foarte direct. Vine din creșterea mea și îmi scurge sânge sau face să curgă sânge. Și atunci femeia a început să plângă și mi-a spus că este singurul mod prin care poate să atragă atenția asupra problemelor pe care le are, pentru că atunci totul se oprește, soțul nu se mai ceartă cu băiatul, băiatul nu mai fuge de acasă și pe mine cumva chestia asta
m-a intrigat și cu care ocazie m-am dus înapoi la cărțile mele, tot timpul am citit chestii mai mult sau mai puțin ciudate și victorios m-am dus la coordonatoarea mea, la doamna doctor Pătrașcu și am spus, eu cred că știu ce are femeia asta, uite, are un sindrom destul de rar, psihiatric, care se cheamă sindrom Münchhausen, există varianta by proxy, care de obicei e întâlnită, există și varianta proper, oamenii care își cauzează leziuni ca să ajungă sub atenție medicală și vânează diagnostice uneori destul de excentrice sau rare sau grave. Și ea a început să râde de mine că ai vers pe pereți și sindrom Münchhausen, diaconul și așa mai departe. Dar am insistat cu chestia asta și am zis, ok, veniți cu mine să stăm de vorbă împreună cu femeia. Ceea ce a și făcut, era primul meu stagiu clinic și la sfârșitul stagiului clinic, doctorița Pătrașcu a zis, eram în anul 4 la medicină, mi-a zis, tu știi să ar putea să faci un psihiatru bun într-o zi. Și mi-a rămas ideea asta în cap, doar că eu n-am vrut în continuare să mă fac psihiatru, am vrut să mă fac neurolog, mi-a plăcut neurologia la culme, am studiat-o cu multă pasiune, eram în clinica profesorului Băjenaru deja, tot în anul 4, anul 5, în anul 6 în continuare, eram sigur că o să rămân acolo ca neurolog. Atâta că la momentul la care eu am dat rezidențiatul, am luat un punctaj rezonabil, să nu mă întreb ce a fost în capul meu, eram sigur că am să spun neurologie și a ieșit psihiatrie pe gură. Și toată viața mea, de când am început povestea asta cu psihiatria în 2005, deci sunt 17 ani, a însemnat povești, zeci de mii de povești și nu mă satur. Și ai rămâne surprinsă de cât de puțin se repete poveștile oamenilor, deși teoretic bolile psihice sunt cam la fel. Cam câți pacienți ai avut? Păi fă o socoteală. Eu am devenit medic specialist, nu că socotez diferit, eu am devenit medic specialist în vara lui 2010 și am 12 ani de specialitate și eu într-un an văd în jur de 4-5 mii de pacienți. Deci undeva peste 50 de mii de oameni. Dar nu-i simt așa. Primele 20 de mii de povești le-am ținut bine, mult mai bine și mult mai în amănunt decât următoarele. Asta da, am patinat un pic. La început eram foarte avid și cred că e corect când ești psihiatru tânăr că ții minte poveștile alea în foarte mare detaliu, pentru că sunt pacienții care te șlefuiesc pe tine ca doctor. Nu cărțile. Cărțile pot să fie citite de absolut oricine. Oricine poate să citească un manual de instrucțiuni sau un model pe care să-l aplici. Dacă e să ieși cât de cât un doctor rezonabil, o să fie pacienții care lucrează la tine înainte să începi tu să lucrezi. Se răcește mâncarea, te rog. Continuăm dialogul după ce mâncăm un pic. Miroase foarte bine. Să le spunem oamenilor că ai primit o idee de cină pe care o replici acasă, nu? Absolut, absolut. Cred că lui fiul meu să-i placă mâncarea asta. Fiul meu cel mic este extrem de curios despre mâncăruri, este atipic din multe puncte de vedere, pentru că ceilalți copii ai mei sunt mai degrabă conservatori și suspicioși, așa, este obișnuiți cu mâncarea, acea mâncare, mâncarea maică-sii sau mâncarea mea. Dar altfel i-am învățat să ias un pic. Iar ăsta mic, spre deosebire de frații lui, e cam și cu legume, și cu fructe, și cu cărnuri, și cu de toate. E pofticios așa, îi place viața. Ca tatălui lui, nu? Soția mea spune asta uneori, dar eu când mă uit la el, îl văd mai degrabă pe el și mai puțin pe mine. Nu? Copiii mei seamănă întru câtva, dar îi văd foarte distinct de mine. Foarte, foarte distinct. Că tot am ajuns în punctul ăsta. Descrie-mi o seară la tine acasă, o seară de weekend. Tu cu soția, cu copiii. Aia e foarte fain, pentru că sunt momentele în care, ce știu eu, stăm în tihnă, după care, de obicei, fiul meu cel mic face o farsă, pentru că e marele farsor, își pierde răbdarea. Aici seamănă cu mine, își pierde răbdarea, nu-l mai interesează ce se întâmplă, are nevoie de o senzație. Și poate să fie foarte creativ în felul în care ia o jucărie, dar și în felul în care construiește o situație care are haz. Fără să fie clown, fiul meu, are un simț al umorului situațional fantastic. Nu știu de unde o are, s-ar putea că e pe linia maternă, undeva din spate, un strămoș care a avut acest simț al umorului, pentru că reușește totodată să ne enerveze la culme pe absolut toți, dar și îl vezi în ochi, că e un pic drac în momentul respectiv, și să ne facă să râdem. Fiica mea e foarte geloasă pe el, pentru că fiica mea, prin comparație, este studioasă, ea tot timpul trebuie să fie cu minte, ea trebuie să facă ea totul, e la vârsta aia la care trebuie să iasă, pune ea de colo până dincolo. Și în același timp în care frasul îi fură fața. Între timp, ăla mare, care este preadolescent, este absolut gotic și romantic și în anumite momente blazat. Și după care ăștia mici îl iau la azimut pe ăla mare și sar pe el.
Basically, asta se întâmplă. Sar pe el. După care urmează o hârjoneală absolut dramatică, teribilă, în care, evident, cineva o să se zgârie. De obicei este fiica mea care face o criză, dramă, pentru că cineva a lovit-o, deși ea este aia care lovește. Și după care ne potolim cu toți. E ca un fel de erupție vulcanică și după care lucrurile o iau înapoi. Râdem destul de mult. Adică în viața mea râd destul de mult. Talentul acesta de a comunica cu oamenii e dobândit în timp sau simți că e nativ? Tind să cred că abilitatea de a vorbi la modul acesta probabil că e de bună seamă născută. Și la fel de bine, cel puțin în cazul meu, este și o derivată directă a patologiei mele. Adică tind să cred că dacă n-aș fi avut anumite forme de anxietate, dacă n-aș fi avut o anumită formă de obsesivitate compulsivă, dacă n-aș fi avut o anumită formă de narcisism, aș fi vorbit altfel. Drept urmare, nu o văd ca pe o calitate. Unde se tratează psihiatrul? În perioada asta la nimeni, pentru că terapeuta mea e în concediu de maternitate, ceea ce cred că e o problemă. Tu îmi pui o întrebare foarte dificilă. În primul și în primul rând, unde se tratează cardiologii, unde se tratează femeile ginecolog, unde se tratează de cancere oncologii. Toți apelăm, într-un fel sau altul, la colegi. Toți apelăm cu relativă dificultate, ca să fiu sincer, pentru că știind starea sistemului dinăuntru, de obicei apelul este către o persoană de încredere, nu neapărat către un mecanism de încredere. Și este uneori foarte, foarte complicat. Am tratat psihiatrii. Eu uneori, ți-am spus simplu, dar alteori este crâncen când e, de exemplu, un psihiatru care are o adicție. Sau când este un psihiatru care are o tulburare acută în testarea realității, persoana aia după aia se duce și tratează pacienți. Am tratat medici cu probleme psihiatrice și niciodată nu mi-a fost simplu pentru că a trebuit să reconciliez loialitatea mea față de, și am foarte mult treaba asta, față de fratele meu, față de camaradul meu, dar am făcut o școală împreună, respectiv loialitatea mea față de pacient. Să știi că poate să fie crâncen, pentru că în mâinile omului ăla stă o vieți de oameni, la propriu de multe ori, dar nostalgia pe care o avem, știind cât am trudit, știind cât de bun e omul ăla în alte spețe, face că în luarea deciziilor să cumpănesc, și mi-a fost foarte greu să cumpănesc, unde trag linia. Pentru că a trebuit, de exemplu, să trag linia dreptului de liberă practică. Și culmea, știi care e? Că în România e foarte greu să tragi frâna de mână unor medici care nu mai sunt în deplinătatea facultăților. Foarte greu juridic. Și ce faci atunci? Când realizezi că, de fapt, cel din fața ta... În cazul meu, faci niște nefăcute, pentru că ăsta e adevărul. A trebuit să fac niște nefăcute și să-mi pun obrazul, ca zic așa, la bătaie și să risc contraofensiva, pentru că inerția sistemului face ca oamenii să o ia foarte personal. Ei n-au cultura, medicii români n-au cultura sănătății din punctul ăsta de vedere, a propriilor sănătăți. De multe ori sunt mai bolnavi decât pacienții lor. Iau cum vrei, din orice punct de vedere. Cardiologii sunt mai bolnavi de inimă decât pacienții lor și chirurgii asemenea și ortopezii nu mai vorbesc. Și psihiatrii? Și psihiatrii cred că avem din punctul ăsta de vedere o mare nevoie de un mizajur, mai ales dintr-un anume punct al conversației, pentru că, spre exemplu, psihiatria de spital e o psihiatrie foarte grea. Asistența terțiară în sănătate mentală este destul de radioactivă emoțional. Tu dă-ți seama, vezi oamenii când sunt în extrema umanităților. Că vorbim de comportament sau vorbim de simptomatologie. Ori medicul de spital, care nu are un backup, care nu poate să iasă din chestia asta, treptat se transformă, se schimbă, se dezumanizează. Și ajunge să se uite la pacienți ca la altceva decât ar trebui să fie. Și ar trebui să fie oameni în continuare. De aia, biografia psihiatriei românești post-Revoluția din 89, să știi că e destul de tristă. Am avut incidentele de la Poiana Mare, continuăm să avem incidente în spitale de cronici, îndeosebi în România, unde drepturile pacienților nu sunt respectate, oamenii sunt defensivi, personalul mediu fuge, asistentele medicale de psihiatrie sunt mai mult asistente, mai puțin medicale și cu siguranță nu sunt de psihiatrie. În zilele noastre, oamenii se duc spre meserii mai curățele în medicină. Dar ca mentalitate, mai există acea idee în România, dacă te duci la psihiatru, ești nebun? Nu. E o brumă de satisfacție pe care eu am. Am început partea asta de educație socială și tot ceea ce fac în piața publică în 2008-2009, deci am vreo 12-13 ani. Și la 10 plus ani distanță pot să mă uit în urmă cum erau textele mele privite sau cum erau lucrurile pe care le făceam văzute acum 10 plus ani și cum sunt acum. Câtă stângăcie era în piața publică să vorbești despre depresie sau antidepresie, despre medicație, despre psiholog, Dumnezeule mare. Eram noi și pornografia. Ne băteam pentru primul loc, pentru tabu,
în ochiul public, pentru că, într-adevăr, era un gen de aversiune față de conversația publică privind problemele astea. S-au schimbat foarte mult în punctul ăsta de vedere. Spuneai un pic mai devreme că prin prisma meseriei ai ascultat sute mii de povești. În primii ani, ca terapeut, ți le-ai amintit, apoi treptat. Mi le aduc aminte și mai recent. Mi le aduc aminte. Sunt condamnat să mi le aduc aminte. Există un efect de contagiune? Se ia durerea? Foarte rar mi s-a întâmplat, dar repet, eu am o problemă. Am o personalitate care face și chiar... Săptămâna trecută explicam unei paciente foarte contrariată care zicea, dar eu simt că tu empatizezi cu mine. Cum poți să-mi spui că tu nu empatizezi cu mine? Și am zis, uite, în același fel în care un orb simte împrejurimile cu bețișorul, știi? E pe altă cale. În personalitatea mea mi-e foarte greu. Ok, rezonez, văd, aud, nu rămân impasibil, dar nu prea pot să mă încarc. Și oamenii se supără uneori și spun, nu e adevărat, tu minți, și eu le spun, dar ăsta este adevărul, nu pot să mă încarc, este switch on, switch off. În încăperea aia în care îmi fac meseria, sunt absolut onest, pe tine te doare, tu plângi, eu empatizez cu tine, eu sufăr. Dar nu penetrează o anumită zonă, sunt orb, sunt, din punctul ăla de vedere, complet opac. E ca atunci când, spre exemplu, un surd nu aude o anumită frecvență. La fel și aici, o dizabilitate pentru narcisist și să rezoneze empatic. Dar asta nu ne face neapărat ticăloși pe majoritatea dintre noi. Folosim bețișoare de genul ăsta încât să putem naviga lumea. E ca și cum, nu știu, ai avea un oftalmolog care are discromatopsie, care nu distinge culorile. E totuși oftalmolog, își folosește și el ochii, dar are dizabilitatea asta. Evităm să zicem, ăla e nebun, să ai cu țigla pe casă. Dar e o maximă ipocrizie. Eu prefer și frecvent folosesc un vocabular mai slobod în psihiatrie. Dar uitându-te tu la mine cum uit eu la tine și zic, ok, țiglă pe casă sau nebunie sau ce știu eu, decât să spun prețios, uite, tu ai o tulburare depresivă reactivă cu elemente melancolice. Pentru că prin chestiunea asta nu transmit mare lucru. În schimb, omul pleacă de acolo înapoi în viața lui cu sentimentul că i s-a pus o ștampilă medicală și că partea ștampilelea medicale atașează și un gen de dispreț, de superioritate. Și pe mine chestia asta m-a sensibilizat. Un narcisic este sensibil la un alt narcisic. Și există mult narcisism în profesia medicală, care nu e mărturisit, dar care e proferat. E proferat de un profesor, e proferat de medicul ăla care știe că a avut nu știu câte mii de cazuri și nu trece nimeni prin fața lui. E un narcisism sistemic. Ori eu nu m-am putut adapta în grădinița aia postcomunistă a psihiatriei de secție și așa mai departe. Și atunci mi-am făcut viața mea, tind să cred că eu am învins, dar cred că îmi spun eu chestia asta în anumite situații, pentru că mai e mult de lucru. În schimb, nu-mi pare rău pentru nimic din ce am făcut. Și repet, pacienții m-au luat la pilă bine. Din punctul ăsta de vedere, pe de-o parte, sunt toți pacienții narcisici mult mai feroce decât un necăjit de psihiatru la început de carieră și care îți arată foarte repede cine e șeful. După care sunt toți oamenii care te scot la careu. Dacă îi lași, pacienții te scot la careu. Și ar trebui să ne lăsăm scoși la careu de pacienți. Pentru că te iartă. Tu știi, pacienții te iartă. De cele mai multe ori. Și în anumite momente grele de viață pentru mine am avut surpriza, stupoarea de la oameni, inclusiv unii cu o patologie destul de vrăjmașă. Să am umanitate din partea lor în feluri absolut nesperate. Deci a fost cel mai frumos cadou. Și să te vindece pe tine pacientul într-o situație critică din viața ta? Măi, am trecut prin momente grele și legate de experiențe de ale mele personale cu familia și mai departe. Nu mi-am ascuns viața pacienților. Niciodată. Dar am avut momente grele de care ei știau în diverse trăznei de astea, aventuri tarzaniene publice prin care am trecut. Și știindu-mi firea și năravul și știindu-mi și limitele empatiei, oamenii au fost foarte calini. Foarte, foarte calini. Pentru că au știut că cel puțin, atâta cât sunt, eram onest. Nu mi-am mințit niciodată pacienții. Să-i prezinți pacientului o oglindă, știi că asta propunea la un moment dat. În mod original psihanaliza, înseamnă să-l minți, pentru că nu va fi nici oglindă, nici perfectă și cu siguranță nu o să-i oglindească în ea. Și atunci poate că poți să-i dai un om. Următorul lucru pe care trebuie să-l faci este să-i arăți omul și nu neapărat iluzia că omul din fața lui e sănătos. Doctorii nu sunt un standard de sănătate. Hai să ne înțelegem. Nu sunt și nici n-ar trebui să fie. Adică noi vindem un produs, dar pe care aș putea să jur că nu-l folosim la fel de bine ca pacienții. Și aici avem o problemă. Știi cât de rare sunt vorbele astea spuse așa în fața unei camere de filmat? Păi nu sunt foarte multe lucruri de pierdut, sincer să fiu, mai mult decât iluzia asta, dacă vrea, funcționalității sistemului. În fapt și de drept, dacă e să mi se plângă oamenii de ceva și chestia asta mă înverșunează, după ce au trecut prin X, Y, Z contacte medicale, este unul la mână că medicii nu au vorbit cu ei și chestii care nu încetează să mă surprindă. Dar de ce n-ai vorbit cu omul? A, că n-am avut timp, a, că n-am știut ce să-i zic. Nu și-au primit diagnosticele. Asta e altă ciudățenie.
De ce n-ai spune omului, păi nu, dar știți, are schizofrenia așa și care e problema cu schizofrenia? Știi că vorbeam de stigmă în psihiatrie. Da, dacă nu îi spui că are, păi îi dispare? Problema. Nu. Le spun oamenilor, diagnosticele sunt un pseudovocabular. De fapt, sunt vorbe pe care noi le-am inventat ca să descriem stenografic niște probleme în așteptarea unor soluții. Întâmplarea face că e schizofrenie. Puteai să zic că și foaia verde lobodă, tot boală era și tratamentul tot în direcția era. Diagnosticele sunt gândite ca medicii să se recunoască între ei cu privire la opinie, să nu fie nevoie să zici de la Ana la Caia, fă o poveste. Spui, nu știu, bipolaritate, bum, de ce de acolo. Dar pacienții, dincolo de diagnostice, au nevoie să-și înțeleagă ce? Orizontul de așteptare despre problema lor medicală. Ce înseamnă om bun? Când cineva m-a întrebat chestiunea asta, eu unul am spus, eu habar n-am pentru că nu sunt unul. Și nu ești un om bun? Fix asta m-a întrebat unul și am spus nu, dar sunt un om care face lucruri bune. Și după care întrebarea a fost, dar ești un om rău? Și am spus nu, dar sunt un om care face lucruri rele. Și ultima întrebare a fost, care e deosebirea între un om bun și un om rău? Și am spus intenția, în educația mea primitivă la țară, intenția conta foarte mult în teologia aia zonală locală și teozofia aia lor. Spuneam că am întâlnit foarte puțini oameni buni și asta pentru că la ora adevărului îmi pare că fără o practică a bunătății degeaba ești. Mi s-a întâmplat în schimb să întâlnesc oameni cu o reputație proastă sau foarte proastă și cu o biografie foarte urâtă, dar care la momentul potrivit, în contextul potrivit, au făcut toată diferența. Binele nu are cum să fie redus la un individ. De asta spun că nu prea am întâlnit. Întreabă-mă dacă sunt un psihiatru bun. Răspunsul e, da, asta al dracului de bun. Da, asta de ce? Pentru că am citit eu multă psihiatrie, pentru că am har, pentru că m-am născut cu nu știu ce plecare către suferință oamenilor, nu. Ce cântărește foarte mult în răspunsul tău, da, sunt un psihiatru bun? O spun de fiecare dată, curiozitatea de a vedea ce erau și ce bine. Adică nu mă opresc. Care sunt cele mai des întâlnite probleme de sănătate mentală ale românilor? Cea mai frecventă problemă pe care eu o întâlnesc la români este troica asta între somn, adicție și anxietate. Ești medic psihiatru 24 din 24 de ore? Adică întreb dacă atunci când pleci de la cabinetul tău și scoți halatul și nu mergi... Nu am halat de ani de zi. Un mod de a zice, nu? Nu am. Nu? Groaznică senzație spun halatul psihiatru. Bine, metaforic vorbind, când îți dai haina de psihiatru jos, pui vreodată diagnostic? Niciodată. Nu, în schimb s-ar putea că în viața mea, care este extra profesională, să mă vezi mai degrabă mai tăcut, mai degrabă la o parte. Uneori să-mi vine mai greu să particip la o conversație cazuală. Și asta pentru că, știi cum e, în viața mea profesională, care e 40-50 de ore pe săptămână, eu sunt foarte interactiv. Pentru că asta mi-o cere meseria. Sunt foarte interactiv. Sunt cu cârca pe tine. Indiferent dacă ești un bun interlocutor, dacă ești absolut bâlbâit și îngălat, dacă ai un început de demență și nu te exprimi bine sau dacă ești psihotic și e super paranoid, eu sunt acolo cu tine. Când ies din meseria respectivă, nu prea mă interesează pe mine restul planetei, ca să fiu sincer. Mă interesează familia mea, copiii mei, câțiva prieteni, dar toți o să-ți spună mai degrabă că sunt genul care stă mai degrabă timid și la o parte, pentru că am nevoie să decuplez. Și mulți dintre oamenii care lucrează în domeniul ăsta o să spună că au nevoie să decupleze. Noi suntem foarte implicați în mințile oamenilor o bună perioadă din zilele noastre de lucru. Dar după aia, cred că avem nevoie de o recreație. De asta filmul cel mic, care este un hătru și care face practical jokes și face farse, reușește de fiecare dată să ajungă la mine. Cred că e, de fapt, singurul dintre copiii care m-a ghicit așa și știe cum să mă scoată din locul respectiv. Tu l-ai ghicit pe tatăl tău? În anumite momente și până la anumită vârstă, da. După care nu l-am mai ghicit. L-am redescoperit mai târziu. Și încă îl redescoper cu anumite lucruri, pentru că taică-mi e jumătatea aia întunecată din mine, care, pe cât de întunecată e, pe atât de lumină multă transmite. Taică-mi și-a petrecut toată viața în subteran. Și subteranul are ceva absolut fantastic. În absența luminii descoperi cele mai interesante nuanțe, izbitoare, orbitoare. Ai rămâne surprinsă de câtă lumină este, de fapt, în întuneric. În penumbră, petreceam ore întregi cu tata unor în subteran, mai ales când el trebuia să fac o muncă de cercetare și aveam o lămpiță mică pe care el mi-o dăduse cu carbid, cu acetilenă și care avea o flacără. Și să studiez într-un întuneric absolut, doar în subteran ai întuneric absolut, by the way. În restul planetei este un gen de strălumină sau penumbră. Dar acolo, la marginile luminii, poți să descoperi cele mai ciudate lucruri. Și întunericul este o prezență. E cu mult mai mult decât absența luminii.
La fel cum depresia este o prezență, nu e doar absența fericirii. La fel cum psihoza este o prezență, știi? Și trăind lucrurile astea, îl descoper și redescoper pe taică-miu, care n-a fost nici bun, nici rău, dar a fost al meu. Și treaba asta, știi, al meu, al tău, al nostru, pentru mine, în mod particular, e relevant. Și copiii sunt ai mei. Și eu sunt al lor. Și meseria este a mea și pacienții sunt ai mei. Și am muncit mult ca pacienții mei să spună, uite, ăsta e doctorul meu. Pentru că oamenii în România nu prea își asumă doctorii, să spună doctorul meu. Nu și iau pe persoană fizică. E doctorul X, care are o anumită reputație sau care e bun, doctorul bun, dar nu doctorul meu. Ori eu vreau să fie așa. Adică să fie doctorul meu. Ție personal, COVID ți-a luat tatăl. Ce le-a luat românilor, în general, această pandemie? Am putea să începe de la cei peste 65.000 care au trăit chestia asta la persoana întâi care și-au îngropat oamenii apropiați. Și mergând mai departe, sunt neamurile lor, ori 4, ori 6, încă vreo 200 și ceva de mii, pentru care un unchi, o mătușă, un verișor îndepărtat s-a dus și numai printre noi. După care am putea să ieșim în explozia comunitară și să punem problema că sunt probabil sate, orașe, mai mititele, comunități, care se știu de obicei om cu persoană și unde nu cred că om să nu fie avut pe cineva care să fie dispărut. Ai putut să-ți vizitezi părinții la spital? Nu. A fost în acea perioadă în care nu era voie... Mama puteam vorbi la... Nu, eu l-am văzut pe tatea la morgă în momentul în care a trebuit să ridicăm. Ultima oară l-am văzut în viață urcând în ambulanță. Mai exact eu pe el, trecând de targ. Și pe maica mea am revăzut-o la înmormântarea lui. Ei au putut să comunice în Mama spital? Mama a putut să-și ia la revedere. Asta prin bunăvoința unui medic, a unei asistente, bănuiesc. Și încălcând legea. Încălcând legea? Da. Pentru că nu era voie. Da, admit, am fost din punctul ăsta de vedere mai degrabă om decât doctor și da, am făcut trafic de influență ca mama să-și poată vedea soțul în timp ce moare, da. Dar oamenii ăia au înțeles și n-a fost un caz singular. În schimb, dacă afirm chestia asta cu un zâmbet amar, este pentru că am tratat oameni care nu și-au putut vedea neamurile murind de COVID. Și au mai fost și situații în care, în asemenea fel, au fost traumatizați și brutalizați în relația cu autoritățile, încât chestia asta le-a lăsat urme nenecesare. Și ăsta e un război în sine. Dar e un război pe care e foarte utopic, de bună seamă, și Don Quixotesc, pe care nu-l poți duce de unul singur. Degeaba mă duc și eu pe rând 20 de milioane de oameni să le spun ce bine și ce rău, în opinia mea. E o lume care are foarte multă inerție și care nu se va schimba câtă vreme tot timpul oamenii au impresia că celălalt trebuie să facă primul pas. Și nu, tu trebuie să faci primul pas. Ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate. Ne întoarcem în doar câteva momente. Rămâneți cu noi! Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină susținută de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Freshful continuă după publicitate. Bine ați revenit! Sunteți La Cină, emisiune oferită de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Freshful. Ne-am întors, doctorul Gabriel Diaconu cu noi la cină în această seară. Care ar fi trei lucruri care te-au schimbat de-a lungul anilor? Copiii, muzica rock și moartea tatălui meu. Când ai plâns ultima dată? Noaptea când știam că o să moară. Știai? Da. Da, știam. La momentul la care am vorbit cu Simin Florescu și mi-a spus că îi dau heparină în bolus, medical vorbind, știi ce înseamnă chestia asta. Da. E crâncen ca medic să știi diverse lucruri. Mi-aș dori să putem mima prostia și unii dintre colegii mei fac chestia asta foarte natural, dar da, da, știam. Și am plâns neapărat de durere pentru el, cât și de eliberare, pentru că sunt momente când oamenii merită să moară și merită să-i lași să moară. Și eram întrucâtva ușurat. Tata a fost foarte chinuit și a avut o povară a bolii chinuitoare și a avut o suferință finală a bolii. Cred că avem nevoie medical să vorbim și despre moarte ca fiind ceva bun, nu neapărat ca o înfrângere sau nu. Nu. Finalitatea este liberatoare. Ne temem de moarte. De ce ne temem de ea? Pentru că așa ne învață părinții noștri și pentru că asta ne spune de câteva mii de ani biserica, cred că ne putem schimba în sensul ăsta. Ce contează mai mult, să fii fericit sau să ai bani? Să cauți fericirea. De bani nu pot să răspund. E o chestie foarte, foarte, foarte efemeră să trăiești în fericire, dar în schimb căutându-o găsești sens și căutând sens și găsind sens în anumite momente s-ar putea să te trezești la sfârșit de viață că n-ai trăit degeaba. Deși într-o poziție cosmică realmente trăim cu toții degeaba, nu-i plasul universului de noi.
Dar fiecare om, căutându-și fericirea în viață, e iluzionat că, unu, că o va găsi, doi, la mână, că o să-i placă, și trei, la mână, că transcende condiția lui mizeră umană. Și atunci, da, mai degrabă aș căuta fericire decât bani. Care a fost cea mai fericită vacanță din viața ta? Cea de anul trecut, culmea, tata murise, am pus telefonul în setar, eram cu toți ai mei, și am reușit performanța asta vreme de aproape 2 săptămâni să nu mă uit nicăieri și să not, să stau copiii la plajă și să urlu la femeiu care se aruncă cu capul în val și celălalt care este la 100 de metri în mare, că de ce nu iese afară, și să-i văd pur și simplu și să am o brumă de normalitate pentru perioada aia cu toți împrejurul meu. Da, a fost foarte fain. Cine îți lipsește astăzi? Aia momentan mi-e dor de soția mea. Fix acum, în timp ce mă întreb. Ce frumos! Da, nu mi se întâmplă tot timpul, o să-ți spună și ea chestia asta cu zeflea mea. Pentru că sunt un tip foarte pasionat de ceea ce fac și dispar periodic. Și din căsnicie, și din relație, și din relația cu copii. Sunt așa, schimbător din punctul ăsta de vedere, destul de furtunos. Dar furtunos fiind, am marele privilegiu în viață că în cele din urmă, când îmi revin în simțiri, ea e acolo. Și da, îmi face viața un pic mai tolerabil. Eu sunt un mare nesuferit din punctul ăsta de vedere. Pentru că mă incită lucruri, mă atrag, mă consumă. Care este cel mai mare regret pe care l-ai? Da. Nu există. Nu sunt capabil de regrete. N-am păreri de rău. Nu trăiesc cu sentimentul că trebuia sau puteam să fac mai mult. Sunt ferit din nou de anumite axele patologiei mele personale, dar asta nu mă face nesimțit. Asta mă face prezent în momentul de acum, în ceea ce urmează să fac fix în clipa următoare. Întâlnesc foarte des și vorbesc cu oameni care au tot felul de regrete și e fantastică istoria asta contrafactuală. Se mai numește ucronie în limbaj tehnic. Adică pur și simplu, dacă și cu parcă se plimbau în barcă și dacă 5 minute mai devreme aș fi făcut mai la stânga sau mai la dreapta, nu se întâmplă treaba asta în mintea mea. Nu. Ce te vezi făcând peste 10 ani? E foarte probabil că am să fac psihiatrie și alte câteva blestemății. Încă nu știu să spun care, dar psihiatria e previzibil că va fi acolo. În cabinetul tău intră mai degrabă femei sau mai degrabă bărbați? Întrebare cum ies după aia. Intră oameni, dacă ar fi să-ți dau o statistică, da, există o suprareprezentare femei versus bărbați, dar nu pentru că Gabi Diaconu, ci pentru că așa e vulnerabil sistemul ăsta de sănătate mentală. Ani în urmă, spre exemplu, când lucram în Canada, raportul era 8 la 1 pe statisticile lor. La mine în cabinet probabil că este 4-5 la 1, dar am început să văd și bărbați mai des decât în anii trecuți, poate. Dar există o explicație de ce da, sunt absolut mai predispuse femeile către astfel de probleme decât bărbați? Pentru că piața de psihiatrie este în mod deșanțat, centrată spre utilizatorul mai degrabă de sex feminin decât masculin. Asta e un răspuns, cred eu, autentic. Psihiatria a fost gândită de niște bărbați care nu puteau să-și accepte complexele și bubele și viermilor intestinal și atunci s-au uitat la populația feminină și ca și în pornografie au creat genul ăsta de știință mai degrabă vătămătoare spre tot ceea ce înseamnă uterul feminin decât falusul masculin. La fel de bine cum există patologie psihiatrică mai degrabă din zona asta a genului bărbătesc, atât că bărbații au o dificultate să acceseze sistemul și inerentă și dobândită. Și cumva dacă e să fie viitor, probabil că ar trebui să facilităm chestia asta mai bine. Adică nu e nimic distinct la bărbați, deși sunt unele probleme de sănătate distincte. În schimb, repet, psihiatria nu prea se uită la ei. Dacă a putut pornografia să facă porn pentru femei, cu siguranță o să poată face și psihiatria și psihologia servicii pentru bărbați. Nu mă îndoiesc de asta. Unde îți găsești refugiul atunci când ai nevoie de el? În mine. În muzica mea, în vorbele mele, în cărțile care mă fascinează, în realmente pauzele între respirație, în nebunie. Poate că sună un pic de suet, dar nebunia pentru mine este o stare a minții care este obligatorie, acolo unde nu mai există presiunea logicii și a asocierilor. Urma să întreb dacă există un dram de nebunie în mintea fiecărui psihiatru. O, da. Păi tu gândește-te că Eu fiind fascinat de muzică și de tot ce se întâmplă împrejur și fiind o ființă destul de senzorială, pe mine mă fascinează cum plecând de la un accident care a fost conectarea unei chitare la un amplificator am putut să ajungem unde suntem acum. Sau cum de la absolut eroarea de atribuție că într-un spital de psihiatrie ai dat niște antibiotice unor pacienți cu tuberculoză am ajuns să avem o psihofarmacologie. Există nebunie. Nebunia este inerentă. Haosul este inerent. Partea
un pic mai complicată nu e nebunia, e suferința. Și dacă unul ca mine care nu vede ajunge să-l spună altor oameni, înseamnă că ăștia care propun că sunt empatici și că văd și că simt sunt de fapt niște mari ipocriți. Pentru că problema cu bolile nu e boala însăși. Boala e. Dar reprezentarea sufletească a suferinței omului, aia e mai greu de deslușit. Pe aia o cu greu mai poți spune în cuvinte. Tu poți să tratezi până poimari și să operezi și să pui șuruburi și piulițe corpului uman, dar dacă nu adresezi chestiunea inerentă, finală, a suferinței, ai ratat ținta de la o milă. Pentru că omul are dreptul să sufere. Și are dreptul să fie recunoscut în suferința lui. Și guess what? Omul are dreptul și să nu se vindece, să și moară. Și tu ca doctor ai dreptul să nu poți să-l ajuți. Dar să nu fii lângă el în suferință? Asta e mai complicat. Mulțumesc foarte mult! Dacă ți-a plăcut, mai treci pe la noi. Mai bine. Suntem aici. Mulțumesc! Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Vă dăm întâlnire din nou săptămâna viitoare, sâmbătă, ora 21, Digi24. Pe curând! Emisiunea v-a fost oferită de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Freshful. Ne revedem săptămâna viitoare!